De la începutul anului și până în prezent, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a dispus numeroase ordine de verificare la nivelul fiecărei direcții județene pe diferite tematici. Scopul acestora este de a asigura siguranța alimentară a cetățenilor. La nivelul județului Giurgiu au fost efectuate peste 1500 de controle la transportatorii de animale vii și produse de origine animală, precum și la operatorii economici care au ca obiect de activitate comercializarea acestor produse. În luna mai s-a înregistrat o creștere cu aproape 30% în ceea ce privește unitățile autorizate de către instituție. Au fost unități care sunt în număr de 138, din care aș putea să exemplific 16 exploatații tipa, 9 exploatații apicole, 40 autorizații pentru mijloacele de transport, pentru că se știe foarte bine că fiecare mijloc de transport care transportă atât animale cât și produse de origine animală necesită o anumită condiție, iar această condiție obligă la o autorizație, pe care, bineînțeles, că se obține de la noi, de la Direcția Sanitar-Veterinară. Cele mai multe autorizații au fost eliberate pentru cei care au ca obiect de activitate transportul și valorificarea produselor alimentare. De asemenea, au fost autorizate ferme de păsări, magazine de animale și unități de acvacultură. În ceea ce privește controlele vamale la transportatorii de animale vii și produse de origine animală, acestea vor continua și pe perioada lunii iunie.